Așa cum era de așteptat, Ionel Dinu a avut multe de spus și a luat-o pe ocolite, începând cu demiterea lui Lucian Iliescu de la conducerea PNL Giurgiu. În viziunea lui Dinu, Iliescu a fost îndepărtat de actualul viceprim-ministru Daniel Chițoiu, iar el, Dinu, a trebuit să cadă odată cu Iliescu. Ionel Dinu s-a erijat în apărătorul intereselor giurgiuvenilor și ale tuturor românilor și a spus că, în câteva rânduri, a votat în Consiliul Local Municipal, contrar intereselor de partid, apărând interesele comunității. Bunoar a declarat că a votat împotriva liberalilor care se opuneau refinanțării unui credit pentru investiții, pentru că municipiul avea nevoie de așa ceva. Întrebat care erau acele investiții atât de importante încât și-a pus colegii de partid în cap prin votul său contrar, Dinu nu a putut preciza decât că investițiile erau primordiale. Dar care este investiții? Eu nu intru parte din executivul primăriei ca să vă... Păi înseamnă că ați votat să se ducă banii undeva unde nu știți. Cum unde nu știu? Păi pentru ce păi să vă nu pentru investiții. Care investiții asta? Investițiile primordiale. Canalul, străzi. Nu scria nicăieri. A, că nu scria în proiect? Da. În proiectul de hotărâre? Tată, ce să scrie? Ion Dinu a mai precizat că va ataca hotărârea de suspendare a sa din partid, apelând la toate căile de atac conferite de statutul Partidului Național Liberal și va face contestații la forurile locale și naționale. Voi apela... la toate căile de atac care mi se conferă atât prin statut, cât și prin lege. Mă refer la pe zona politică în cadrul Partidului Național Liberal, voi face contestații, atât la forurile giurgiuvene, cât și la cele naționale. Cu același prilej, Dinu a mai declarat că deocamdată nu se înscrie în alt partid și că se pregătește ca Lucian Iliescu și Marin Anton să revină la conducerea PNL Giurgiu.